Mulțumesc, domnule secretar. Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, convocată prin dispoziția numărul 730 din 31.10.2018 pentru ziua de miercuri 31.10.2018 de la ora 16. Înainte de a trece la ordinea de zi, dacă sunt discuții pe baza procesului verbal numărul 707 din 25.10.2018, dacă nu supunem la vot acest proces verbal, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul Isaac. De rău, președinte, mă abțin pentru că n-am avut să nu vreau să citesc procesul. Pe ordinea de zi avem 3 puncte. Începem cu punctul numărul 1. Da, poftiți. Nu știu, dar văd că se continuă procedura de convocare, a se încălca legea. Din punctul meu de vedere. Și am să vă spun de ce. Eu cred că nu sunt obligat să pun la dispoziția decidenților din Primăria Câmpia Turzii, chiar instituției în sine, linia telefonică privată a mea și cea de internet. Deci, nu am niciun dubiu că domnul secretar nu cunoaște prevederile de convocare a acestor ședințe. Și eu vă rog, domnul secretar, o fac pentru ultima dată și chiar vă sugerez materiale de ședință să fie transmise prin poștă. Priori post, cu poștalionul, cu avionul, nu știu. Pentru ședințele ordinare este timp, pentru ședințele extraordinare la fel, iar pentru ședințele de îndată, convocate de îndată, extraordinare, prin curier, nu știu, găsiți modalitatea. Altfel, eu nu mai voi mai răspunde la apelul de telefon, pentru că este linia mea privată. Și acum, nici n-am să stau la mofturile cuiva, pentru că nu dorește să ne pună la dispoziție mijloacele tehnice necesare pentru a ne îndeplini mandat. Și mai revin cu o precizare privind dispoziția de convocare a primarului municipiului, de convocare a Consiliului Local a primarului municipiului. Dacă nu mă înșel, și vă rog să mă corectați, domnul secretar, cred că articolul 121 din Constituția României spune în felul următor. Am să citesc din memorie. Instituția primarului și instituția Consiliul Local sunt două instituții autonome. Nu există relații de subordonare. Ori prin dispoziție, dispoziția are un caracter de, adică incumbă o subordonare. Primarul municipiului Câmpia Turzii nu poate să dea o dispoziție de convocare mie consilierul local Ionel Isac. Nu știu, acum dumneavoastră probabil o acceptați. Eu nu. Eventual primesc o invitație de participare la întregul ședință Consiliului Local. Atât am vrut să vă spun. Venisem cu alt gând, deși n-am studiat documentele, dar fiind importante, o să rămân la ședința de astăzi. Da. Mulțumesc. Punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea... Mulțumesc. Să trecem. Deci pe ordinea de zi sunt 3 puncte. O
să le citesc în momentul când le vom parcurge. Să trecem la votarea ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 204 din 25-10-2018 privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2017. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Lojigan. Dacă ne puteți spune inițiatorul sau doamna Terești câteva cuvinte. E vorba despre modificarea listei de investiții, așa după cum se va putea observa și la timpul următor de rectificare și asta implicit are ca și efect modificarea utilizării excedentului rezultat la sfârșitul anului 2017. Este vorba de o majorare a utilizării lui de la suma de 8.803.604 la suma de 8.966.380. O influență pozitivă de 162.776, care se regăsește pe câteva capitole bugetare din următorul punct. Și, dacă vreți, vă povestesc acum despre ele sau când ajungem la... În mare este vorba despre alocarea unei sume de 100.000 de lei către Spitalul Municipal în vederea achiziționării unui ecograf. Da? Nu corectați dacă greșesc. O sumă de aproximativ 1.000 de lei care înseamnă cofinanțarea noastră la achiziția unui aparat pentru secția de obstetrică ginecologie pentru testarea uzului la non-născuți. Și suma de 50.000 de lei pentru o intervenție la rețeaua de energie electrică în zona arenei de tenis Gavrilavada, având în vedere acolo două aspecte. În primul rând, acolo ne dorim ca anul acesta să instalăm patinoarul și, în al doilea rând, pentru că am demarat procedura de achiziție de ALI pentru reabilitarea acelei arenei de tenis Gavrilavada. Dacă mai sunt discuții, pe acest punct. Dacă nu se pun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018 și modificarea listei de investiții aferentă. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Lojigan. Este ceea ce vă vorbeam mai devreme, cu precizarea că adresele de la spital au fost abia una ieri și una astăzi, solicitarea de la Ministerul astăzi și de asta a fost nevoit, pentru că lista de investiții se poate modifica până la 31 octombrie. Dacă sunt discuții pe acest punct, domnul Tot? Câteva rânduri solicit. Ecograf portabil suportăm noi integrat sau e cofinanțat? Cofinanțat. Văd aici, deci, 1,90 ecograf. 110.000. Valoarea lui estimată este de 155.000. Aportul nostru sau propunerea noastră de alocare a sumelor este de 200.976, din care, pentru achiziționarea ecografului, de 110.000. Suma de 45.000 vine de la... veniturile proprii ale spitalului. Am înțeles. Acum, banii ăștia vin de la Ministerul... Deci, e vorba despre echipamentul medical de spital. Numai ăsta vine de acolo. Numai ăsta. Deci, costurile lui sunt de 9.700... Da, aproape 10.000 de euro. Da. Din care Ministerul Sănătății participă cu 90%, o să vireze banii și noi participăm cu 10%, așa este prevederea legislativă, ca bugetul local să vină în completare cu 10% pentru achizițiile de investiții. Și deci restul, ecograful, trusa de chiotă, respiratorul... Da, și asta este lista care vine din bugetul spitalului și asta vine de la bugetul local. Ele împreună alcătuiesc suma de 271.000. Acum mai am încă o problemă care vreau să o clarific. Imnul municipiului în Argentina. Două, trei, da, l-ați aprobat în ședința de suna trecută.
Am aprobat. Dar acum, eu atunci eram foarte bulversat așa. Ce-i cu el, frate? Cam cum sună? Despre ce-i vorba? O să vă răspund, la ședința asta trecută, domnul viceprimar era pregătit să vă răspundă că aveam acolo niște documente. În principiu vorbim, nu le-am la mine acum, că n-am probat, nu mi-am mai pus problema, dar o să vă răspund la ședința următoare. În principiu este vorba despre strategia de dezvoltare a municipiului Câmpia Turzii, care a fost aprobată în mandatul trecut, da? Și prin care acolo se solicită anumite aspecte, printre care și promovarea municipiului Câmpia Turzii. Dar eu zic că la ședința următoare, la publica divers, o să vină șefa de la cultură pregătită și o să vă dea răspunsul. În principiu despre asta este vorba. Nu de atât, dar acum uitându-vă... Săptămâna trecută era pregătită să vă dea răspunsul cu documentele. Acum n-am adus șefa de la cultură, că n-avea legătură cu proiectul vorbirii spitalului. Da. Listele, că știți că am mai aprobat noi un radar și ne-am crezut că tății, nu știu ce binocul. Mă, să mă lămuresc. Dacă întrebi, nu... Nu-i nicio problemă, că nu i-a spus. De asta e public și e aprobat supus atenție cu frântă. Mă spune 23 de mii, zic mă, frate. Și ce să nu știu dacă ne ajunge. Reprezint, acum vă spun, nu reprezintă doar partea de... Da, de cântător, cum zice dumneavoastră. Reprezintă drepturile de autor, înregistrarea la Uniunea Artiștilor din România, mă rog, toată procedura... Toate procedurile care în fiecare costă. Da, repet, pentru asta, la ședința ordinară, o să primiți răspuns. Nu zic eu cel mai mult răspuns. Așa în mare știu discuția. Bine, mulțumesc că am atât am avut. Încă ceva. Studiul ăsta geotehnic, care a fost introdus cu 5.000 de lei. Înțeleg că erați făcuți pașii pentru bazinul de nod didactic. Da, documentația este depusă la, la CNI. Am dus eu la CNI din vara acestui an și ne-au solicitat suplimentar anumite lucruri, printre care și acest studiu geotehnic. Deci, întreaga documentație pentru bazinul de nod este depusă. Bineînțeles că dumneavoastră au venit, vă rog, au fost și aspecte cu întăbulările, cu mai multe solicitări pe care toate le-am onorat și acum au solicitat și un studiu geotehnic. Greșesc, domnul Luca? Nu, e ok. Alte discuții? Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, unanimitate. Punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Lojigan. Asta l-am venit un suplimentar pentru ca să poată beneficiarii să dea drumul, să chem contractele și să dea drumul la achiziții, pentru că mai avem și tranșa, a rămas o tranșă nealocată și vom încerca cât de repede să dea drumul și la cea de-a doua sesiune de lucrări. Doamna director să uită așa la mine mai... Nu te-aș dorește să dea drumul la sesiunea a doua, dar eu cred că vom da drumul dacă trece proiectul de hotărâre asta. O întrebare, de lămurire. E vorba de construcția pentru parohia reformată Câmpia Turzii. Cu mergătă Lut, pe stânga, au cimitirul acolo unde este construit ceva acolo. Despre aia e vorba, despre capela aia. Săptămâna trecută am fost pe acolo și am văzut-o, avem de casă parohială, mă scuzați, dar știu că e... Bun. Problema era următoarea acum. Cred că comisia și-a făcut treaba că am văzut și vreau să mulțumesc comisiei că... Eu nu mi-amintesc să fi făcut noi vreun punct, ceva pe acolo, care să fie cu capela. Autoritatea de Coscanul, bă, ea este autorizație, ea este tot absolut în regulă. Știu că a fost o discuție cu ăla care s-a retras din ordinea de zi proiectul, dar noi, ca să aprobăm modificarea puzului în zonă pentru capelă, dar domnul consiliar, repet, nu eu am de ce să verific. Nu orice autorizație de construcție necesită neapărat două sau nu ne poate lămuri. Păi vă spun eu. Nu știu nici, dar probabil nu trebuie. Nu orice autorizație. Deci prin certificatul de urbanism, doamnele de la urbanism, solicită. Aviz de la apă, de la electrica, pus sau ce solicitări acolo, da? Nu știu dacă aici o solicitat sau nu, verific, bănuiesc că din moment ce o emis autorizația de construcție, nu a cerut certificatul de urbanism. Înseamnă că nu s-a impus.
Ma, știți cum? Da, verificăm că... Pe zonă am, pe plus 1 plus mansardă, cu buncăr de beton antiatom. Să nu mă, totuși, capela are o altă destinație decât cea de locuință. Mi-a pus problemă. Am căutat în memorie, n-am găsit nimic. O să vă răspund, o să vă spun și vă spun. Dar la 110 ați votat pe modificarea cum? Sau cum? La 110. Nu ne amintesc că era pe vremea când... Nu ați votat. Deci nu e necesar dacă este în urgența cimitirii. Dar domnul consilier, nu să impune... Fără supărare, domnul... Nu să impună discuții contradictorii. Eu voi verifica mâine dimineață, sun pe domnul consilier și spun ce știu. Dacă e mulțumit de răspuns, face contestat. Ca și cum faci un cimitir, nu ai nevoie de modificare de timp. Sau pus. Este în incinta cimitirii. Dar nu cunosc, eu am întrebat să nu fie probleme, după aceea să dăm băluță acolo și să fie problemă, vă vedeți că ați dat bani degeaba. Știți cum, că mi-a dat să te tălut. Da, mulțumesc. Mai sunt discuții și acest punct, dacă nu se la parohia numărul 5? La fel, ce facem acolo? Parohia 5. Ce sunt? Îmi spuneți... Achiziționare mobilieră. Eu comentați să vă la anexa la proiectul de hotărâre pe pagina 2 aveți paragraful 105, achiziționare mobilier, scaune. Pe versul la proiectul de hotărâre. 3594 de lei. Mai sunt discuții pe acest punct? Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare. Da.